Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare. El te caută prin lume suspină, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te
caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas, și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese, și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe de ființe alese, și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate cum le-a spus. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, se împărătășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri. De Satana cel smirit,
pe creștini i-a amăgit ca un os și îi trage în rătăcile mai pe toți. De Satana cel smintit, ce pe creștini i-a amăgit ca un os și îi trage mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și Satana multe sate a dobândit, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Preoția și lucrul cel sfânt, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Hulind preoția și lucrul cel sfânt, să nu te lași amăgit, iubitul meu, de Satana cel smintit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și cât. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu.
Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea-i turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 15 decembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului Mucenic Elefterie. Sfântul Mucenic Elefterie era din cetatea Romei. De mic a rămas orfan de tată și a fost crescut numai de mama sa, Anita, care fusese învățată credința creștină de Sfântul Apostol Pavel. Copilul a fost dus de mama lui la episcopul Anichit și a învățat de la el Sfintele Scripturi. Anichit l-a rânduit în ceata clericilor când a fost în vârstă de 15 ani, l-a hirotonit diacon, la 18 ani preot, iar când a ajuns de 20 de ani, a fost făcut episcop al Ilyricului. Pentru că învăța și propovăduia pe Hristos, a atras pe mulți la credință, de aceea împăratul Adrian a trimis și l-a adus la el. Dus înaintea lui, Sfântul a mărturisit că Hristos este Dumnezeul tuturor. La porunca împăratului a fost supus la chinuri pe care le-a îndurat cu seninătate. Sfătuit de prefectul Coremon, împăratul a făcut un cuptor care avea țepușe ascuțite de o parte și de alta. La rugăciunea Sfântului către Dumnezeu, Coremon, umplându-se de Duh Sfânt, a intrat el întâi în cuptor și a mărturisit că Hristos este Dumnezeu. Din cuptor a ieșit nevătămat și i s-a tăiat capul. Apoi a fost aruncat și Sfântul Elefterie în cuptor, dar s-a stins focul și a ieșit sănătos. Apoi a fost legat într-un car tras de cai sălbatici. Deslegat de îngeri, Sfântul a fost dus într-un munte înalt, unde trăia cu animalele sălbatice. Aceste fiare se îmblânzeau când Sfântul le vorbea cuvintele lui Dumnezeu. Împăratul a trimis ostași ca să-l prindă, dar Sfântul i-a îndrumat la Hristos și i-a botezat. Odată cu ei, au mai crezut în Hristos și alții ca la 500. Dus la împărat, a fost ucis de doi ostași. Mama lui, Anita, a fost ucisă și ea cu sabia pe când îmbrățișa și săruta pe fiul ei mort. Tot într-o această zi, pomnirea Sfintei Anita, mama Sfântului Elefterie, care pe când îmbrățișa pe fiul ei mort, de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomnirea Sfântului Coremon, prefectul, crezând în Hristos și botezându-se, de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea celor doi călăi care, crezând în Hristos, de sabie s-au săvârșit, pomenirea cuviosului părintelui nostru Pavel, care a schimnicit în muntele Latro. Tot într-o această zi, pătimirea Sfintei Mucenițe Suzana. Sfânta Muceniță Suzana a trăit pe vremea împăratului Maximian. Era deloc din Palestina. Tatăl ei era păgân și mama evreică. Sfânta însă a fugit de necredința celor doi, a alergat la Hristos și a primit botezul de la episcopul Silvan. După moartea părinților ei, a împărțit toată averea la săraci și a slobozit din jugul robiei pe robi și roabele sale. S-a îmbrăcat în haine bărbătești și a tuns părul și a intrat într-o mănăstire de călugări, schimbându-și numele în Ioan. După ce a trăit acolo 20 de ani, a fost clevetită. Venise la mănăstire o schimnică, socotind că e bărbat, a îndemnat-o la desfrânare. Suzana n-a vrut, așa că schimnica a părât-o că a încercat să o necinstească. Sfânta s-a plecat bârfelii și a cerut să-i se dea canon pentru păcatul de care era învinuită. Când episcopul Elefterupolei a aflat de aceasta, s-a dus la mănăstire și a mustrat pe stareț. Starețul atunci a vrut să o descălugărească. Fericita, găsindu-se într-o nevoie ca aceasta, a cerut să vină la ea două fecioare și două diaconițe și lor le-a destăinuit toată taina ei. Când s-a aflat aceasta, episcopul s-a umplut de uimire, a hirotesit o diaconiță și a poruncit să fie stareță. Multe minuni a făcut ea în numele lui Hristos. Când a venit igemonul Alexandru în Elefterupole și a adus jertfe idolilor, Sfânta de bună voie s-a dus acolo și numai prin rugăciunea ei a dărâmat la pământ idolii. Părâtă igemonului a fost dusă înaintea lui și a fost supusă la felurite chinuri și la sfârșit a fost aruncată în foc. Acolo și-a dat lui Dumnezeu Duhul Său. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Elefterie cu Biculariul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Vah cel Nou. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Cele 10 porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închin lor, nici să le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam. Și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Lucrează 6 zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a 7-a este odihna Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine, că în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrânsele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a 7-a și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu dorești casa aproapelui tău, să nu dorești femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău. Amin.